De data asta vreau să vă prezint acest produs care are un rol extraordinar asupra corpului. Este un antioxidant foarte puternic, tonifiant, regenerant al organismului și mai este și o poveste frumoasă despre acest goji. Este vorba de tinerețe fără bătrânețe. Povestea spune că virgule călugării din Tibet, fără să-și dea seama, lângă fântânile lor, se aflau copacii, copacul de goji, fructele cădeau în fântână și consumeau acea apă. Și sunt mărturii care spun că au trăit peste 100 de ani și mai mult. Nu știu dacă aș citi această poveste, se află pe YouTube și este reală. Deci goji, tinerețe fără bătrânețe, antioxidante care corpul are nevoie pentru a ridica tonusul, energia, vitalitatea. Persoanele care au probleme cu glanda prostatei foarte bine acționează asupra acestui mușchi care poate în timp s-a, deteriorat sau mai mult de atât am acumulat acolo toxine care nu fac altceva decât să distrugă țesutul organelor.